Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Slăvit să fie Domnul! Când ai să ajungi hotarul acestei scurte vieți, ce aștepți să vezi înainte, pe unde o să iai? Te așteaptă desfătarea, cerești dimineți sau noaptea fioroasă a veșnicului văi? Când ai să ajungi la poarta acelui tainic zid, de după care nimeni n-apoi n-a mai venit, ce oare o să-ți spună acei care deschid? Vei fi străin acolo sau un copil dorit? Când ai să ajungi în fața acelui ce va sta pe tronul judecății, măreț și înfricoșat, la dreapta sau la stânga, vei ști că-i partea ta cu cei ce au stat cu Domnul sau cei ce l-au lăsat. Împacă-te de acum cu al Domnului cuvânt, că ești cu el pe cale spre al vieții scurt hotar, ascultă-l și împlinește-l cu glasul cel mai sfânt, că o clipă după moarte pe veci va fi în zadar. Amin.